Bună ziua și vă mulțumim că sunteți împreună cu noi. Avem onoarea să-l avem în această emisiune pe părintele Constantin Necula. Desigur că nu are nevoie de nicio introducere specială. Vreau să-i mulțumesc din suflet pentru răgazul acesta de timp și spirit pe care și-l ia, pentru a fi împreună cu noi în acest moment al unei duble sărbători, care este foarte importantă, nu numai pentru noi, cei care suntem crescuți în Colegiul Național Octavian Goga, ci și pentru această instituție care face una dintre cele mai frumoase figuri în învățământul sibian. Părinte, bună ziua! Bine ați venit! Sărutăm dreapta, părinte! Se împlinesc 140 de ani de la nașterea lui Octavian Goga spre eternitate și 135 de ani de la înființarea acestui colegiu care cu mândrie suverană, declarată și asumată, îi poartă numele. Părinte, mi-a făcut o mare și foarte plăcută surpriză acest titlu extraordinar pe care l-ați ales. Un titlu metaforic. Da, un rășinărean la curtea reginei poezia. Și în virtutea acestei provocări pe care, haideți să o interpretăm în cheie stilistică, vă propun să ieșim din manual, vă propun să lăsăm la o parte limbajul didactic și să aducem în fața spectatorilor, cărora de asemenea le mulțumesc, o altă abordare. Să coborâm puțin în arhetip, acolo la obârșii, acolo la rășinari, de unde practic pornește totul. Unde locul în care se îngemânează spiritul locului, acel genius loci despre care vorbim, al creației și al omului care le-a întrupat la un moment dat pe toate. Și în primul rând, dacă îmi permiteți, cu sfială, v-aș întreba cum a reușit acest spațiu să zămislească niște minți creatoare de o asemenea strălucire. Vorbesc despre Octavian Goga și despre Emil Cioran, dar și despre ceilalți ai căror pași încă răsună pe ulițele vechiului sat. Pentru că străbătând rășinariul, eu cel puțin, dar cred că e o impresie comună, ai senzația că timpul a încremenit și că în paradisul acesta s-a născut și Dumnezeu și omul și s-a născut o creație extraordinară care ne permite accesul mai sus acolo, la curțile înalte. Fără îndoială că e așa. Mulțumesc tare mult de invitație, mulțumesc colegilor de la Doxologia că ne sprijină în manifestarea aceasta, ca și tinerilor de la OTS, Organizația Tinerilor Sibieni, care au dovedit odată în plus că pot uni Facultatea de Teologie, care l-a dat pe tatălui Goga, nu? Pe Iosif Goga, învățătorul și preotul, cu Octavian Goga, Colegiul European, mie îmi place să zic asta, Colegiul European Octavian Goga, nu doar pentru că iese a șaptea oară, ci pentru că așa este. Am să încep cu o amintire personală și nu o să fie din Rășinar. Când aveam 9 ani, când nașul meu m-a urcat, era din Ciucea de pe malul Crișului, una dintre frumoasele așezări românești de acolo, și părinții lui fuseseră oameni în casă la Octavian Goga. Mama nașului meu a fost cea care îi bucătărea și făcea curățenie din când în când, vorbind de el după moarte, deci asta se întâmpla târziu de tot, înainte cu un an de moartea veturiei Goga, prin 78 se întâmplă asta, ea moare în 79. Ea vorbea despre Goga, despre excelența sa. Excelența sa, domnul Octavian, excelența sa. Eu credeam că e viu, că e prin pădure, prin curte. Curtea lor se învecina oarecum cu grădina lor. Aveau curțile limitrofe așa, pentru că Goga a avut grijă ca toți cei care au muncit pentru el să aibă o bucată de pământ al lor și să-și construiască o casă. Într-o după-amiază ne-am pregătit, ne-am îmbrăcat la costum, la cravată, era duminică, țin minte că așa cum a fost, ca de Paști. Și nașul împreună cu tata au hotărât ca noi bărbații să urcăm să vedem pe doamna Veturie. Primul gest pe care l-am făcut a fost prima mână de femeie pe care am sărutat-o oficial. M-am apropiat, era în vârstă deja, era uscată, era
fusese o acritură o vreme, apoi redevenise normală, pentru că în perioada aceea în care Goga a fost interzis ca poet, a fost foarte greu. Când am ajuns, ne-a prins într-o superbă cameră de vară, îmbrăcată. Când am fost acum de curând la muzeu, am redescoperit tot și uite, poate n-ar fi rău, doamna director, cum trece pandemia, să urcăm copiii în autocare, să mergem împreună la Ciucea, ca să vadă copiii cum se pleacă dintr-o casă din Rășinari și se ajunge într-un, e incorrect spus, castelul lui Goga, dar se ajunge într-o casă de domn, netrădându-ți calitatea de țăran absolut. Și când am ajuns acolo, pe ea a impresionat-o foarte tare că puștiu din mine, nașul așa mi-a spus, vezi cum vorbești, că e foarte titirită. Așa era. Vorba aceea fusese privighetoarea României, fusese traducătoare în germană și din germană la câteva întâlniri care au făcut-o să fie acuzată drept agent dublu în câteva situații. Dar ea, la momentul când ne-am apropiat, i-am salutat mâna frumos și a rămas foarte impresionată că sub comunism, era 78, un copil mai știe să sărute mâna. I-am recitat versuri, îi recitasem versuri pe care le-am fotografiat când urcam spre ea, pentru că foarte aproape era mauzoleul lui Goga și erau versuri din larg. Pentru mine a fost o impresie fabuloasă. Din clipa aceea, Goga a devenit membru de familie. E excelența sa, domnul Octavian Goga, în familia noastră de vreo, nu din 78 începând, era și înainte, că știam poeziile, dar devenise o prezență. În anul următor, când ea a murit, pentru noi a fost foarte greu, pentru că a plecat ca și cum ar fi plecat o parte din noi. Așa erau oamenii ăștia. Erau perfect integrați în mediul lor. Să le spunem celor care ne ascultă că tatălui Octavian Goga era învățător în Rășinari, apoi devine preot hirotonin, nu întâmplător, zic eu, de mâini foarte sfinte astăzi, care au fost o vreme înmormântate tot acolo la Rășinari. El o cunoaște acolo pe minunata Aurelia Bratu. Aurelia Bratu era ea însăși poetă, scrisese la familia, mi se pare, a lui Iosif Vulcan, scria bine. M-am uitat la poeziile Aureliei Bratu. Nu strălucea, dar scria bine, scria foarte bine. Ca și Iosif. Iosif are câteva articole în Telegraful Român admirabile. Era o familie de români care știa limba română. Aurelia Bratu se trăgea din marele neam al Bratului din Rășinari, mulți dintre ei fiind oameni cu carte. Și dacă e să răspund la întrebare, că de-aia fac așa un ocol lung de la Ciucea înapoi la Rășinari, au ajuns atât de sus și Goga și Cioran și mulți alții de acolo din zonă, pentru că se făcea carte. Carte multă și se făcea carte perfectă, aproape în limba română. Știm bine că acolo au fost traducători de dicționar român, german, german, român, traducători de limbă maghiară foarte buni. Erau niște excelenți. Mama lui Cioran, de exemplu, cunoștea foarte bine germană și limba maghiară, chiar avea să sufere pentru asta. Mama lui Goga nu era departe de acest lucru. Examenele pentru ocuparea posturilor în învățământul de stat ale Imperiului se dădeau în limba maghiară. Goga se naște cu limba română la subsoară, pentru că îl iubește enorm pe Eminescu. E perioada când apare, dacă țineți minte, el era miculuț când se citea volumul lui Titul Maiorescu al lui Eminescu și... Când Titu Maiorescu ajunge acasă la Rășinar să-l viziteze pe popa Iosif Goga, îi găsește pe copii strânși în jurul volumului de poezii pe care tocmai le editase. Adică oamenii ăștia trăiau în alte lume, este adevărul. Ca să înțelegem un pic la Goga, mai e o treabă care pe mine m-a impresionat. Ei au fost 5 copii. Victor moare în 1881, la un an de la nașterea lui Goga, nu la puțină vreme, Victor moare. În 1883 se naște Victoria, învățătoare, care este prototipul dăscăliței din poemele lui Goga, care moare de tânăr la 20 de ani, în 1930, de tuberculoză. Dar avem pe Claudia Maria, care este poetă. Se naște în 1886, publică la Luceafărul, revistă la care sigur că lucra fratele ei, dar n-ar fi fost publicată dacă era o năroadă cu ștaif, pentru că asta e vorba lui Octavian Tăslăuanu. Pentru că colegul cel bun al lui Octavian Goga era Tăslăuanu. E drept că o plăcea pe Claudia. Și e drept că avea să-i fure Tăslăuanu prima iubită a lui Goga, pe Adelina. E drept că după câțiva ani Adelina avea să moară și amândoi aveau să fie răniți. Și în timp, același Tăslăuanu vrea să-i mai fure odată iubita lui Goga la Iași, căsătorindu-se de data aceasta Tăslăuanu cu iubita aceea. Dar e clar că în prietenia lor literară era cu mult peste măsura vremului nostru de acum. În 11 decembrie 18 se naște Eugen Iosif Goga. E un om pe care noi nu învățăm la limba română, nici despre Claudie, care semnează Maria Bratu sau Simina Bran, superb, are câteva poezii superbe. Iar în 1888 se naște Eugen Iosif Goga, care moare în 35. El scrie două volume, primul, două Siberii de gheață, despre deportarea lui în Siberia cu
o parte dintre militarii români din front și apoi romanul Cartea Afacerii, care apare în 36. E admirabil de toate, o casă întreagă de scriitori. Deci Goga nu e singur la părinți, cum s-a zis. Apoi trebuie să le spunem celor care ne ascultă că Goga face liceul unguresc la 1990. Nu liceul actual, unde învață și copiii. Sunt convins că secțiile de limba maghiară au rămas și sper să mai rămână multă vreme. Mulți s-au temut că luând mitropolia, clădirea Goga o să aibă probleme și am zis în altă scriitorul și a fost de acord. Primele clase pe care le vom căuta vor fi cele de limbă maghiară, pentru că Ardealul nu există pe limba germană și limba maghiară. Nu e Ardeal, nu e întreg. Și ne-am dus apoi, mergem cu gândul la 1800, pleacă de la liceul unguresc, se ceartă, nu numai el. Și a avut treabă cu Ghibu, a avut și treabă, alți câțiva din zonă, au mai avut Silviu Dragomir, un profesor, un Tom, altceva, un profesor de istorie, care, la care ăștia reacționau, feliștenii, rășinărenii, erau așa de moi, iPhone-ul lor nu, că doar chiar așa ușor, informația proastă. Și au reacționat, când notați, Goga își continuă școala la liceul ridicat de Andrei Făguna împreună cu șcheienii acolo în Șcheii Brașovului, avându-l profesor de nici de limba română, nici mai puțin pe Șteo Iosif. De altfel, trebuie să începem să arătăm cărți, că nu avem ce face. De altfel, există câteva cărți scrise, de exemplu, aceasta lui Tesloanu. Eu mă bucur că o am în ediția Princeps, Octavian Goga, amintiri, sau mai veche aceasta, amintiri de la Luceafărul, a lui Octavian Codru Tesloanu. Eu așa m-am îndrăgostit încă o dată de Goga, recitindu-l pe Tesloanu. E bine, el povestește modul în care ei se întâlnesc cu Iosif și cum învață mai departe cu Șteu Iosif și cum învață mai departe mireasma această metaforă în poezie. Erau alți oameni, altă echipă. Cine mai știe astăzi că Șteu Iosif era un traducător de mâna întâi și că traduceau uneori sau și din românește în germană înapoi ca să reînțeleagă lucrurile bine. Exact cum s-a întâmplat în cazul lui Blaga. Despre Blaga se spune că dacă Goethe ar fi tradus din românește în germană, Faust, tradus de Blaga, ar fi fost încântat de modul în care a ieșit. Și o spune unul dintre cei mai mari specialiști în, hai să zicem, faustologie. Adică erau copii crescuți în limba română, dar cu foarte mare dezvoltare pe limbile, hai să zicem, europene ale momentului, limba germană, în primul rând, și limba maghiară. În 1893 scrie prima poezie, care e scurtă. E dedicată românului, zice așa: de dimineață până seara, tot lucră necontenit, dar cu toată ostenala, tot este neprețuit. 1893 nu era foarte mare, mă tot uit așa la cifre înapoi, n-a, avea 13 anișor, mergea, e pentru 13 ani merge și n-are nimic de înjurat în ea, ceea ce astăzi ne-ar șoca cu totul. Debutul face în 1897 la Tribuna, între timp venise Slavici aici la Sibiu, creează Tribuna. Poezia se cheamă Atunci și Acum. Nu este lucită, e simplă, dar este o noutate pentru că se joacă foarte corect cu verbul românesc. Foarte corect, e scris într-o limbă română absolut remarcabilă. În 1899 pleacă spre Andrei Șaguna. În 1900 deja încheie studiile de acolo, n-a făcut decât să-și dea niște examene și se duce student la litere la Budapesta. E interesant. La Budapesta preda română un profesor care nu prea strălucea în limba română. Chiar se spune că era așa, Tesloanu are o vorbă, era cotonogar de limba română. De ce se duce Blaga, de ce se duce totuși acolo Goga? Nu putea merge la București, l-ar fi acuzat de înaltă trădare. Face facultatea de litere de la Budapesta, el merge acolo pentru că avea nevoie de un atestat. Un atestat de predare în școlile Imperiului și pentru că avea nevoie de o pâine. Ăsta e adevărul. Ajunge acolo, nu contează atât de mult întâlnirea cu profesorul de limba română, nici nu mai știu cum îl cheamă, dacă mă gândesc bine mă pot duce la amintirile de la Luceafărul lui. Dar se întâlnește acolo cu Tesloanu. Asta era o figură și jumătate, un ardelean din Bilbor, greco-catolic, cu o calitate intelectuală ieșită din comun, bun economist, de vreme ce face din nimic, face ziarul Luceafărul și ani de zile, acolo, de la Budapesta, se dădea tonul limbii române, inclusiv la București. E drept că din cercetări ulterioare eu am descoperit că Tesloanu era susținut și de câțiva membri ai Academiei Române care îi plăteau bine pentru informațiile pe care le aducea cu privire la dezvoltarea politică, economică și militară a Ungariei. Dar asta este la alt capitol care intră la partea cea mai necunoscută legată inclusiv de Goga. În 1903 este profesor, deci e colegul nostru, doamna director. Domnul Octavian Goga este profesor de istorie, latină și filologie. Alegem ce materie vrem, că la toate trei ne-am putea descurca liniștiți. În 1904 publică Oltul, sub titlul Nicolae, Nic Octavă, de fapt, și acum vreau să vin, sper să nu confund lucrurile. În primul volum al operelor lui
Am să le și prezint copiilor sau celor care se uită împreună cu noi. Au apărut nu foarte de multă vreme opere complete la Octavian Goga. O să vi le arăt și pe ale lui Cioran, semn că europenizarea a făcut bine. Dar Tesla, într-una dintre cărțile sale, Tesla nu povestește despre o întâlnire la Gambrinus între Caragiale și ceilalți, era inclusiv Hodoș, Nerva Hodoș, care au somitate în filologie. S-au întâlnit la Gambrinus și Ion Luca Caragiale a luat volumul acesta cu oltul în el și a plictisit de glumele celor de acolo, a deschis așa la întâmplare. Dumnezeu a îngăduit să dea peste oltul. Atât de mult le-a plăcut, a zis, mă, al dracului ce bine scrie ăsta, cine e ăsta? Și un ardelean, acesta e un poet ardelean de al nostru, foarte mândri de Goga, pentru că ardelenii totdeauna au fost mândri de Goga și când a făcut prostii politice, ardelenii tot au fost. În contextul acesta, Caragiale ia volumul și îl citește toată noaptea cu voce. Caragiale era un recitator de mână întâi. Și recită cea mai mare, în o noapte întreagă recită din Goga. E momentul în care el intră, de fapt, în Panteonul Nemuririi. Să te recite Caragiale. Ce-ți poți dori mai mult? E momentul în care oltul și celelalte cuvinte ale lui Goga fac, de fapt, turul limbii române. Pot să spunem, nu, că printre ele, în 1905 primește premiul Academiei Române pentru poem. În 1911 este publică și o seamă de cuvinte și pleacă de la Luceafărul, perioadă de tensiune. Sunt anii aceia absolut nebunești legați de apariția primului război mondial, de momentul de independenței românilor de aici, din Transilvania, autonomiilor. E condamnat în 1911, avea 6 procese de presă în 1910. Pentru că încearcă să părăsească Budapesta, este condamnat. Clujul condamnă la o lună de închisoare și 600 de coroane plată. Numai părintele știe cum i-a fi plătit lui atunci cele 600 de coroane, pentru că Goga toată viața lui a fost un om cu buzunare goale. Făcea pronosticuri că mai scrie, că mai face, că mai drege, dar nu reușea să acopere întotdeauna promisiunile. Cei care ajutau erau prietenii. Vine anul 1914, asta poate să reținem un pic. El este cel care conduce legiunea ardeleană în 1915, legiunea ardeleană care se implică foarte mult în susținerea războiului și implicării României în război. După aceea, Goga devine ceea ce știm toți. Devine un foarte bun jurnalist, unul dintre mari ziariști. Dacă aș face o academie de jurnalist, Goga ar fi modelul, pentru că mustul care fierbe, așa se cheamă volumul lui de presă, rămâne una dintre marile realizări ale jurnalismului românesc. Scrie în continuu, este implicat, din nefericire este furat la un moment dat de o politică nu tocmai corectă, dar asta a fost chiar strict problema lui personală. Se îmbolnăvește în cele din urmă, moare la București, în ciuda aparențelor. Zic unii, eu zic că rămâne moartea lui de la Ciucea. Cea, la București nu-l mai băgau în seamă de la o vreme, moare la Ciucea și îmi permit din presuperba prefața lui Dodu Bălan să, din volume, să căutăm împreună să vedem momentul morții lui, pentru că e la fel de important ca și al vieții lui. El, în februarie, 10 februarie, regele Carol al II-lea înlătură guvernul Goga Cuza, Ace Cuza. Goga se simte tot mai singur, mai fără sens în acțiunile sale, urmează nopți de zbucium. Se întoarce la vechea boală cardiacă, cea care l-obligase la un tratament la Viena la un moment dat. În mai se întoarce la Cluj, părea că se liniștește, face vizitele prietenilor, se păstrează amintiri de la aceste vizite. Mai ales prietenul său, Laurian Gabor, care a fost primarul orașului. Și după prânz se întoarce cu automobilul la Ciucea. În 5 mai face o congestie cerebrală. Își revine o clipă și dă să-i scrie pe o coadă de hârtie Veturiei o scrisoare. Ea era plecată la București și rămâne pe hârtie. Ultimele cuvinte scrise de Goga sunt argumentul că este un poet la curtea reginei poezie. Dragă, atât am mai apucat să scrie. Ultimele cuvinte pe care Goga ni le lasă scrise de mână, ele se păstrează acolo, la capul patului unde s-a stins. La 14:06, Goga pleacă, împlinise 57 de ani, dar zdrobise enorm de mult. E adus cu un tren special de la Ciucea la București, semn că erau spectacole politice și în vremea aceea. E înmormântat la cimitirul Belu, dar mai apoi văduva lui ține foarte mult să-l aducă. Eu am cunoscut amândouă locațiile, o mică groapă nesemnificativă în drum spre actualul loc absolut remarcabil al înmormântării, atâta doar că ca totdeauna românii sunt foarte atenți la amănunte. Când a murit doamna Veturia Goga,
am cunoscut preoții care au mormântat-o, un fost preot greco-catolic, un om de mare calitate și preotul ortodox și el, un tip jos cu pălăria. Am aflat că s-au stins cei între timp. Erau triști că în încercarea de a o mormânta pe doamna Veturia s-au blocat un pic în atitudinea politrucilor de servici și erau foarte deranjați. Eu însă mi-a văzut cu ochii mei cum din sicriul ei ieșea o pungă albastră, se că nu îmbrăcasele tocmai ca pe o adevărată contesă, cum se și simțea. Cam asta este povestea scurtă. Sigur că sunt sute de volume, nici nu are sens să povestim. De exemplu, la piesa de teatru Notarul, când o ține în 1911, mi se pare că are ea loc. Mi-am notat aici numai așa, din nevoia de a ține minte, că Notarul în 1114. Deci a avut 6 retipăriri și a avut 10 de apariții. A fost sub piesa Ast. Nu ne mai spune mare lucru, dar pentru cei de atunci era un mesaj că din Ardeal se naște o voce. De fapt, el face parte, deci, sau dacă vreți, este începutul vocilor ardelene care aveau să se impună, culminând din punctul meu de vedere cu Liviu Rebreanu, cel care nu reînvață să scrie românește întors la București, pentru că scria perfect în limba maghiară și primul text al lui Rebreanu, în ciuda orgoliilor noastre naționale, trebuie să recunoaștem că are în limba maghiară și scrie bine. În generația lui Goga putem vorbi de Ion Broșu, de Silviu Dragomir, de Nicolae Bălan, de Octavian Tăslăoanu, de o grămadă de alți oameni de ardeleni de genul acesta, indiferent de confesiunea lor, care au ținut spiritul național, în primul rând, prin cunoașterea limbii române. Goga este argumentul că dacă nu știi limba română, trebuie să stai acasă. E un oier cu carte, zicea un prieten de-al meu foarte șturlubatic venit de la Paris și a îngreșit. Goga era dintr-un lung neam de aristocrați ai limbii române și rășinarul aici a avut marea calitate, ca și Săliștea, ca și alte zone din mărginimea Sibiului, dar cele două au strălucit. Lucrând acum la reeditarea revistei Musa pentru studenții de la teologie, o revistă de cultură și care apărea scrisă ca manuscris în 6 exemplare pe la 1889, nu? Suntem în zonă. Am constatat odată în plus, traduceau cu ușurință din franceză, din germană, din engleză, din maghiară. Ce să spunem, că limbile erau la îndemâna lor, cam cum stau acum la îndemâna copiilor noștri creditele pe carduri ca să se joace cât un joc pe butoane. Vizibil, în schimb, lucru pe care trebuie să-l subliniez, cunoșteau excepțional de bine limba română. Eu am rămas uimit republicându-l pe Zaharia Boiu, cel care, să le spunem copiilor, nu-i doar o stradă, ci este un personaj celebru al teologiei, pedagogiei și limbii române din Ardeal. Zaharia Boiu scrie atât de actual în limba română încât n-a trebuit să facem corecturi aproape deloc. O ediție de la 1898, am pus-o în coperți și am dat drumul ca și cum a fi fost scrisă ieri. Asta făcea ca rășinarul să fie universal. Părinte, unde a dispărut mustul care fierbe? În vinul acru în care ne îmbătăm ambițiile. În faptul că nu reușim niciodată să creăm în mintea copilor noștri antagonismul pozitiv de care au nevoie să gândească. Mă pregăteam să ridic pe Cioran. Cele două volume din Cioran, da? O dată în plus spun, limba franceză își spune cuvântul. Bine, aici e și corespublicistica, sunt și manuscrisele, e și corespondența în volumul acesta. Dar asta a dat o dată în plus că undeva am pierdut tonalitatea libertății pe care o acordăm copiilor. Mie Cioran îmi place foarte mult că se pune lui Dumnezeu prin dărâmarea de sine. E un moment în care el nu înțelege argumentul ontologic, ăsta e celebru. Neînțelegând argumentul ontologic, o noapte întreagă al existenței lui Dumnezeu, o noapte întreagă se tăvălește pe jos și plânge. Păi nu știu, dacă nu înțeleg, nu-i nimic. Dau pe Google, le zice Google-ul acolo o prostie, eu iau de bună și se auto-execută. Informația era de calitate. Trebuie să spunem că rășinariul beneficia la vremea lui Șaguna. Lucrăm acum la o reeditare a unor abecedare. Am putea să le punem sub egida facultății și a colegiului deopotrivă. Deci abecedarele lui Bratu, un neam de al doamnei învățătoare, mamei lui Goga, abecedarele lui Zaharia Boiu, al lui Petru Șpan, monumente de cultură pedagogică și de limbă și literatură română. Nu mai spun că la un moment dat speculez pe Zaharia și pe Șpan ca o aceea sursă ca și Creangă în câteva dintre povești. Cred că știau bine și limba italiană, pentru că una dintre poveștile pe care le redau apare numai în italiană până la acea vreme.
Deci, cu alte cuvinte, era o lume în care se preocupau, făceau școală bună. Marea majoritate dintre pedagogii sibieni s-au născut la Sibiu, dar au crescut la Leipzig. Era o instituție excepțională, acolo unde preda în vremea aceea Herbart, de exemplu, cel cu drepturile herbartiene. Dar, surprinzător pentru mine, unul dintre prietenii lui Goga, Meșotă, care este profesor de științe exacte, i-am putea spune, dar este cel care introduce limba franceză în cultura brașovenilor. Scrie un tratat de limba franceză și scrie un volum, o carte în trei volume de geografie. Ultimul volum nici nu am mai apucat să-l vadă. Cât era de importantă cartea în vremea aceea? Publică, tipărește cartea la Iași. Pe drumul de la Iași la Brașov, din 3.000 de exemplare cât publicase, 1.700 se cumpără pe drum. Deci oamenii înțelegeau că ce spuneau oamenii ăștia era adevărat și era de bună măsură. E bine, Meșotă, de exemplu, alături de alți câțiva, de Broșu, de tatălui Broșu, de Horia Petra Petrescu, cel care își dă un doctorat celebru la Leipzig în Ion Luca Caragiale, deci prima teză de doctorat despre Ion Luca Caragiale aparține unui ardelean. Am republicat-o anul trecut împreună cu o colegă profesoară de limba română la școala finlandeză, cu Maria Curtea. E bine, republicând textul, a trebuit să mă duc la paralelele vremii. Caragiale îl încuraja pe Horia Petrea Petrescu, zice, hai mă să văd ce vrei să zici despre mine, era încântat. Sigur că o descriere simplă a operei lui Caragiale, dar pentru vremea aceea era o teză de doctorat. Oameni extrem de serios. E bine, brașovenii ăștia care ești plecat, făceau școală la un colegiu de pedagogie de la Praga. Praga, Viena, Leipzig. Nu mai spun că o parte dintre cei care predau limbă română și istorie la Blaj sau în școlile unite erau absolvenți de școli italiene, de limbă italiană la Roma, dar una dintre cele mai interesante dintre școli era la Pavia, acolo unde inclusiv odoșiu al nostru, cel care a fost primul membru al Academiei Române, fiind cumnat cu unul dintre marii lideri ai mișcării de la 1848, își face una dintre tezele pe care avea să le susțină ulterior. L-au întrebat pe părintele profesor Mircea Păcuraru înainte de a muri, lucrând la o carte despre Sibiu, zic, părinte profesor, cine a fost primul membru al Academiei Române? Zice, colegul meu de cimitir, Iosif Hodoșu, e stânga părintelui. Iar mai încolo e Zaharia Boiu, iar mai biserica de pe groapă, de exemplu, poate fi la un moment dat cimitirul de acolo un punct de vizitat pentru cei care trebuie să știe că înainte de a fi europe, înainte de a fi Europa ceea ce este, noi eram Europa. E foarte important să subliniem asta. Goga, dincolo de școala aceasta pe care o face la Budapesta, umblă foarte mult. Are o călătorie în Italia savuroasă. E drept făcută pe spezele Luceafărului și avea să plătească Tăslăuanu multă vreme. Era hoțoman așa, Goga, nu era de cuvânt în cele ale finanțelor, dar era o fire absolut remarcabilă ca poet. Absolut remarcabilă. Și când ești la curtea reginei poezia, cavaler cu scut, se cade oricăruia dintre noi să-și lase deoparte. Nu-l poți judeca prin asta. Cred personal că asta era teriară scenariului. Părinte, ați invocat poezia din larg, care este o artă poetică extraordinară, una dintre cele mai sensibile și totodată cele mai pătrunzătoare, una dintre cele mai dulci în expresie, dar forte în idee poetică. Și vă propun să ascultăm, să vă recit primele două strofe, pentru că mi se pare că recursul la poezie totuși aduce în plus și perspectiva aceasta de suflet, la care vreau să mă întorc cu permisiunea dumneavoastră. Din larg, spune atât de frumos poetul, eu urc spre culme, mi-a rămas în urmă noroiul prins în putre, dar eu sândă, înfrigurata patimilor turmă cu chiot lung de întrecere flămândă. Eu urc. Acolo jos în adâncime aud viața ce își întinde hora. E necurmatul cântec din vechime, îl știu. Mai bine n-o să-l știe nimeni, căci am băut din cupa tuturora și l-am plătit cu lacrimi și cu rime. Părinte, îndrăznesc să vă întreb, destinul acesta deopotrivă orfic și cristic care transpare din aceste versuri, mă duc la o întrebare.
la care cu smerenie din nou vă provoc. Creația este binecuvântare sau blestem? E și binecuvântare și blestem. Acum nu știu cum definim blestem. Să știi limba română nu e un blestem. Să vrei să o exprimi prost cu orice preț e un blestem. Măi, cum se chinuie unii să înjure în poezii și cum au transformat limba română într-o cocotă de lux a premiilor literare. Acolo nu e limba română. Limba română e asta liniștită. Pe mauzoleul lui Goga scrie în epitaful de la mauzoleu, e așa, zice: jur împrejur e largul care cântă, e soare în cer, e sărbătoare sfântă, și în vreme ce mi-a amuțit pământul, fiorul păcii suflet mi se lasă. Eternității îmi flutură veșmântul, simt Dumnezeu cum mă primește în casă. Cum ar putea să fie blestem primirea în casa lui Dumnezeu? Iar Goga chiar știa ce zice, adică e printre poeții noștri care chiar știa ce zice. Eu sunt entuziasmat că în urmă cu ceva vreme am primit cadou, e drept, una dintre edițiile Cântece pentru Țară, aceasta din ediția Sfetea din 1916, foarte rară. E atât de rară că mi-e frică să o răsfoiesc câteodată. Și el acolo are poezia aceea lui politică, să zicem, foarte atentă, istorică. Am și recitat-o când am ajuns cu filmările pentru Zi de Zi la Rășinari, mi-a permis să o zic din fața, din dreptul casei sale. O casă care, vedeți, aparținând unei familii care o gestionează cum poate ea, nu e un reper pentru noi, deși acolo nouă ne lipsește o casă Cioran și o casă Goga, asta e adevărul. Casa Cioran, sigur că e casa parohială, nu putem să, deși se va face un muzeu, sunt convins că de curând. Dar el spune atunci acolo, la un moment dat, un lucru care mi se pare atât de groaznic de viu și de nou, încât nu mă pot abține, zice așa: poemul este Țara mea de suflet. Țara mea de suflet, tu ce închis sub glie, moaște înfășurată în străvechea fală, flacără aprinsă, noaptea într-o pustie, te-am slăvit de veacuri, ne rugăm asție, ne rugăm zadarnic, țară neutrală. Nite dăruire din străbun, părinții, drag liman al vieții pline de îndoială, și când patim negre ne rodeau cu dinții, noi visam de tine visul biruinții, țară fără visuri, țară neutrală. Azi ești Canaanul unde nu se plânge, platnică cu glume, veselă îngăteală, sub belșugul verii spicul tău se frânge, darnică la toate te zgârcești la sânge, țară fără lacrimi, țară neutrală. Unghiurile lumii urcați, calvarul primenit în flăcări sufletul și-l spală, vaierele morții îți lovesc hotarul, unde ți-e credința, unde ți-e altarul, țară fără jertfă, țară neutrală. Iar ultima strofă e: se va stinge odată focul de Gomoră și intra păcii mândră clipă triumfală, când întreg pământul se va prinde în horă, cine ți-a fi frate, cine ți-a fi soră, țară fără prieteni, țară neutrală. Goga era un exploziv. El explică un moment dat și o notează așa de frumos Tesloan într-o amintire. Zice: Goga se caracteriza cu o dualitate sufletească. Zice: el însuși într-o mărturisire recentă îmi spunea: părinții mei, unul de la munte, altul de la șes, tata era mai de la șes, da? De aici dualitatea sufletului meu. Muntele, prin psihologia lui, e contactul cu realitatea, tendința spre acțiune. Câmpia, dimpotrivă, orizontul larg, avântul blând al nostalgiei. Aceste două elemente congenitale s-au transmis intacte sufletului meu. S-au alăturat fără să se îmbine. Iată explicația celor două îndeletniciri ale vieții mele, politica și literatura. Literatura e de câmpian, iar politica de muntean. Și era firesc, era cu spatele la graniță. Oare mai știu copiii noștri unde era granița pe vremuri? A trebuit să urcăm odată pe la râul Sadului, să mergem spre teribila poiana bujorilor roșii de acolo, să învețe că acolo au fost împușcați români trecând la români. Din astfel de dureri se nășteau astfel de poezii. Acum, dacă nu te doare nimic, te doare masca, te doare elasticul de la mască, te doare pastila, cum să poți să naști poezia adevărată? Așa este. Goga a fost o conștiință extrem de puternic frământată și da, conștiința aceasta a generat și această mentalitate de poet avates, de poet al cetății, pe care el și-a asumat-o. Cu trup, spirit și suflet. Și uneori vorbește chiar de suferința fizică
pe care o încarnează poezia. De aceea vă întrebam de blestemul acesta pe care creația l-a reprezentat asupra ființei lui de carne. Da, eu sunt convins că așa. Mai cu seama că era un neliniștit. Era un neliniștit din punctul ăsta de vedere. Era într-o politică pe nisipuri. Dacă nu citești contextul istoric al poeziilor lui Goga, e greu să pricepi lucrurile acestea. Dar când a fost construcția istorică a Transilvaniei pe nisipuri mișcătoare? Tot timpul a fost dificil. Mie îmi place prietenia lui cu Adi Endre, de exemplu. Sunt încântat să constat că primele traduceri din Adi Endre le-a făcut Goga, iar primele traduceri din Goga în limba maghiară le-a făcut Adi Endre. Pentru ei, dacă vreți, un spirit de echilibru e slavici. Slavici, din nefericire, condamnat pentru filogermanismul lui, adică în Transilvania, ungurii îl condamnă, austro-ungarii îl condamnă că e român și românii că e austro-ungari, adică te doare capul în ce istorie trăim. Dar și unul și celălalt, și Goga și Slavici, au asumat până în hematia lor internă, acolo, până în codul lor genetic, toată răzmerița asta împotriva neputincioasei lumii în care își credeau. Și ce îmi place la ei este, așa cu un cuvânt de Pintea Viteazul, niște bărbați adevărați, adică când au greșit, recunosc, au curajul să recunoască și nu sunt de diplomați în a se apăra. Nici unul, nici altul nu-și fac procese de apărare. Pentru mine a fost foarte important și pentru copiii din colegiul Goga să știe că sunt poartă numele unui om curajos, extrem de demn și de vertical. Repet, cu greșeli politice fără îndoială, mai cu seama aderența lui la nebunia lui Acecuza. Mie mi l-au prezentat mulți pe Acecuza drept un creștin. Îmi permis să o spun, uite, inclusiv în fața dumneavoastră, era în afara creștinismului cu totul. Una dintre cele mai obscure minți pe care le-am citit vreodată, dar asta e opinia mea, s-ar putea să nu am dreptate, deși l-am citit bine pe Acecuza. Goga era extrema opusă. Goga era spiritul, hai să zicem, apolinicul, era însoritul discursului. Pentru mine a fost foarte greu, foarte greu să înțeleg ce s-a întâmplat acolo. Și amintirile nașului meu, țin minte și acum, el era străjer. Pe vremea aceea copiii erau în organizația străjerilor, era un fel de pionieri al lui Carol al doilea, care i-a plăcut foarte mult fastul cultural așa. Și povestea că stând în gardă, păzindu-l pe Goga la catafalc, a învățat odată în plus că e român. Asta spune multe la un copil din anii aceia în care era așa la îndemână școala. Încă un lucru. Implicarea asta lui Goga a însemnat foarte multe. Domnișorul, care trecuse domnul Octavian, care era după aceea excelența voastră, era foarte implicat de partea țăranilor. Nașul, de exemplu, a beneficiat de o bursă. Era copil sărac. A beneficiat de o bursă, îi plăcea foarte mult tehnica. A beneficiat de o bursă prin care a devenit mecanic de avion. Când s-a schimbat lucrurile sub comuniști, pentru că avusese bursa lui Goga și să n-aibă probleme, l-au trecut din armată rapid la căile ferate și a fost primul și foarte multă vreme singurul conducător al triajului de la Brașov. Atât de bine știa tehnica. Deci erau copii foarte serioși. Foarte serioși. Iar amintirea mea cea mai de preț pe care o am despre oamenii de acolo este a tatălui nașului meu. Era un ceferist care lucrase și sub căile ferate maghiare și care făcea drumul de la Ciucea la Budapesta de două ori pe an, pe jos, ca să verifice toate macazele și toate acele de schimbat de la Ciucea la Budapesta. Când a murit, am descoperit că a murit târziu, la 100 de ani aproape. Am descoperit că avea medalii de sub trei regimuri. De sub austro-ungari, de sub regalitate și de sub comuniști. Pentru că omul de calitate nu ține cont de ideologia care îl conduce. Când e profesionist, trebuie să-și facă treaba. Ei, asta era admirația mea și pentru Goga. Un profesionist, în anumit, ca jurnalist cel puțin. Îmi pare tare rău că noi la școală, ne apucând să-i mai facem pe Goga în întregime, răbdăm punerea cu spatele la zid. Eu aș face un simpozion Goga în fiecare an de recitit Goga. Mi-aș lua o zi să facem 24 de ore de Goga. Lăsăm deoparte maraton de poezie. Maraton de ar fi poezie. Excelent, pentru că ne-am obișnuit, iertați-mă părinte, ne-am obișnuit să-i așezăm pe acești mari, să zic, patroni spirituale ai noștri, da? Apropo, că trăim într-o societate fără modele. Ne-am obișnuit și îi păstrăm încă în niște lozinci. Da? Din care nu știu de ce nu putem ieși.
De exemplu, pe Octavian Goga îl studiem la capitolul prelungiri ale clasicismului și ale romantismului. Cum să fie, da, o prelungire, omul care a dat tonalitatea romantismului modern? Dar sărim peste asta. Există o vorbă teribilă în teologie, apropo de părintele Dumitru Stăniloae, încă un contemporan cu Goga multe vreme. El are o vorbă care, adică nu e despre, se spune că este foarte des citat și foarte rar citit. Adică, uite, să provocăm pe colegii noștri tineri, elevi de clasa 11, 12, poate și la 10, de ce nu? Să facem o zi de, nu de recitări, că va fi greu să învățăm pe de rost Goga, dar să intrăm într-un maraton așa de Goga. Măcar o dată pe an, uite, de 1 aprilie, să mințim lumea din jur că suntem noi înșine poeți. Să încercăm să spunem lumii, domne, contează, omul ăsta chiar contează pentru noi. Și dacă o să ajungem și la paginile teribile de altfel de jurnalism, cu atât mai mult, limba română se învață din poezia română și eu nu mă abțin să zic asta. O antologie bună de poezie face cât ore întregi de curs pe care nu le pricepe nimeni. Așa este. Probabil că știți, colegiul nostru desfășoară două concursuri naționale de creație poetică, de critică literară, unul dedicat poetului Radu Stanca, iar celuilalt chiar lui Octavian Goga, acum s-a terminat. Doamna profesoară Lidia Pircă a și publicat premiile. Încercăm să ținem standardul sus și să nu lăsăm în uitare zestrea asta extraordinară pe care ne-au lăsat-o acești oameni. Și să încercăm să ridicăm, așa cum au făcut și ei, să încercăm să ne ridicăm la nivelul lor, fără a avea pretenția de a ajunge vreodată. E interesant ce îmi spune, să mă duce cu gândul la o poezie a lui Goga. La un moment dat, o caut, sper să o nimerez, nu chiar din prima, că nu sunt așa de bun. La un moment dat, Goga îi răspunde, uite aici, Contese de Noal, care era urmașa, da, era născută principesa Brâncoveanu. Ea zice la un moment dat că eu n-am cunoscut România Brâncovenilor, am trecut doar odată la Constantinopol, je ne sais pas roman, seul le nom de famille. Și la un moment dat, finalul este interesant, pentru că el spune la un moment dat că noi purtăm morții cu noi. Suntem ca niște cimitire vii, idee care apare ulterior și la alții. Dar zice așa, el la un moment dat zice, când vei simți, zice, câți logofesc și vor nici nu se schimbă noaptea ta cu visuri zbuciumate. Cu noi în drum doar pururea se plimbă un țintirim de suflete uitate. Când vei simți o jale vaga dese și în liniștea murgului de toamnă te vor fura îndemnuri neînțelese, nu te mira, sunt brâncovenii, Doamnă. Adică atunci când ne apasă câte o angoasă, câte o neliniște la nivelul colegiului Goga, e Goga. Adică e nefiresc să fie liniștit. Că el e și, cum să spun, e un prilej de rugăciune. Eu cred, și sper din toată inima să putem face asta, ca la un moment dat clasa a 12-a de la unii dintre cei de a 12-a să meargă totuși la Ciucea și să se întâlnească cu Goga. Și acolo să-l asculte pe directorul de acolo, care e un tip foarte, foarte bun. Îmi pare rău că n-am înregistrat întâlnirea. Bine, e în mintea mea și inima mea întâlnirea cu doamna Vătăria, dar credeți-mă, merită să trăiești o viață întreagă să-ți aduci aminte de clipele alea. Nu pot să vă da, cu atât mai mult îl înțeleg pe nașul care când vorbea de Goga, deci vorbeam cu el pe stradă și își dădea jos pălăria. Deci asta spune multe. Cum spune foarte mult o amintire din anii venirii trupelor sovietice, în care unii spun că nu e adevărat, dar există și documente în sprijin, că o divizie de vânători de munte a înconjurat palatul castelului Goga și a păzit-o la trecerea armatei sovietice. Rușii nu s-au atins deloc. Au ucis undeva pe un pod foarte aproape. De unde știu povestea, de la fostul coleg de bancă al tatălui lui Blaga, care era preot în Ciucea și care fusese preot și el. Și în povestea, bătrânul avea 90 de ani în anii aia, prin 78-80, pentru că am revenit cu plăcere de fiecare dată acolo și cred că e datoria noastră să revenim asupra lucrurilor importante din istoria noastră națională. Cred că limba română se face prin reveniri. Eu vara aceasta am filmat foarte mult la Humulești, la Văratec, la peste tot prin zona aceasta neamțului. La Văratec am descoperit o dimensiune nouă a Veronicăi Micle. M-am ambiționat să le arăt cum a salvat Veronica Micle Văratecul. Când s-a pus problema dărâmării mănăstirii în 54-56, mormântul Veronicăi Micle a făcut cât n-a făcut o comisie întreagă de sprijin la guvern. Așa cum mormântul lui Ștefan cel Mare a ținut granița unde este, altfel ne-ar fi luat și rădăuțiu.
trebuie să fim suficient de luciți pentru. Nu e vorba de naționalism, aici este matematică. Matematică pură sau, cum zicea Dumnezeu să-l ierte domnul Grecu, matematică lingvistică, de gramatică, gramaticală. Adică așa. Suntem în plin, da, în plin procentaj de adevăr. Ori lucrurile astea le pierdem. Am filmat pentru, nu zic pentru care duminică, că o să vă prindeți că e vorba de cea a rusalilor. Am filmat pentru duminica rusalilor în cimitirul Belu pe Aleea Scriitorilor. Nu m-am simțit niciodată mai aproape de sfinți decât acolo. Pentru că e un spațiu în care am greșit într-un singur spațiu. N-am făcut 5 pași mai în stânga să ajung la mormântul lui Ienăchiță Văcărescu. Că până la urmă zării, nu, o floare într-o grădină, zării o floare ca o lumină, s-o tai, se strică, s-o las, mi-e frică că vine altul și mi-o ridică. Rămâne prima și cea mai frumoasă expresie literară a neputinței noastre ca oameni de a alege și de a fi vii până la capăt. Mi se pare fabulos cât de puțin, cât de mult se putea spune în puține versuri. De aceea, cred că lui Goga îi se cuvine această reverență de cultură și de liniște. Poate, uite, punem la cale un maraton Cioran Goga și să știi că aș fi în stare să-l fac și în Facultatea de Teologie. Să nu uităm că ei au fost foarte legați de Facultatea de Teologie. Lumea uită. E drept că nici ei nu și-au trecut în curriculum vitae, dar și Blaga, și Dederoșca, și Cioran au scăpat de război pentru că i-au ocrotit Nicolae Bolan ca studenți ai Facultății de Teologie. Dederoșca și-a plătit într-un fel sau altul datoria. Teza lui de doctorat la Paris este traducerea în limba franceză a cărții lui Hegel despre Iisus Hristos. Adică tot rămâne un pic teolog acolo și el a păstrat o mare evlavie teologie, ca și Blaga, chiar dacă intră el în conflictul a gramaticul Stăniloae. Să fim serioși, doi copii supărați pe geniul lor, cam așa, gelozia asta bată vina. E bine, mie mi se pare că aici s-a născut, de fapt, în Sibiu, aici se naște tensiunea culturală care ne ține vii până astăzi. Tot ce am lucrat împreună cu colega mea, doamna Sorana Maia Bițu de la Tribuna, pe istoria Sibiului cultural, pe mine m-a onorat. Ultima carte mi-a dovedit că aceasta despre asociații culturale, orașul ăsta a fost extrem de viu, extrem de viu, extrem de viu. Adelina Tăslăuanu, cea care s-a căsătorit cu Octavian Tăslăuanu, la care a fost din tâi iubită lui Goga și pe care Tăslăuanu, arătând mult mai bine decât Goga, clar că a furat-o de la fața locului, ea a fost foarte puțină vreme și corector și lucra foarte mult la Luceafărul. Și la moartea ei, eu așa am ajuns să văd cimitirul din Rășinar și să-mi revăd toată cartoteca de lecturi. Căutând mormântul Adelinei Tăslăuanu, care culmea este în cimitirul central, municipal, lipsit de lanțuri de protecție, lipsit de frumusețea de altă dată, ca și la Horia Petra Petrescu. Horia Petra Petrescu este fiul lui Nicolae Petra Petrescu, marele bibliotecar al astăzi și bibliotecarul lui Andrei Șagună. Și mormântul lor este aproape necunoscut. Demersul proiectului viitor, pe care sper să-l putem pune la anul în aplicație, va fi să punem la fiecare câte o tăbliță. Uite, ăsta sunt, aici m-am terminat vizibil, dar istoria mea merge mai departe. Dacă nu ne respectăm plecații, de ce ar mai veni alții să-i înlocuiască? Așa este, istoria se construiește pentru a rămâne la temelia celor care vor urma. Pentru că există legătura asta firească, da? Care și ea transpare foarte, foarte limpede din poezia lui Goga. Legătura cu trecutul trebuie să ne rămână printre valorile sacre, intangibile, de netăgăduit. Și fenomenal la Goga e că nu e un tip de ăsta dolorist pe satul românesc. Le vede exact cum sunt. Inclusiv la de ce m-ați dat de lângă voi, de ce m-ați dat de acasă, până la urmă e un semnal. Ăsta ar putea fi imnul diasporei, dacă mă gândesc eu bine, de astăzi. Adică lucrurile se repetă și se repetă și pentru că nu le-am învățat la momentul potrivit. Ce spune Goga despre satul românesc este în vârf de ac perfect adevărat. Ca și Cioran, în ciuda zbaterii sale, în ciuda super francofoniei sale, super universalizării sale, să știți că Cioran rămâne un copil de Rășinar, n-are unde o întoarce. Și a morții cu el, cam așa. Dumnezeu să-l odihnească pe domnul Aurelian, că pe el l-am cunoscut mai de aproape, că mă întâmplam să fiu cu el în multe situații pe bancă sau în bibliotecă, în librăria Humanitas, cu doamna Maria, prezent la niște discuții absolut fenomenale. Mă uit cum și-au construit oamenii ăștia cultura. Noi nu ne uităm, de exemplu, la una dintre marile semne de cultură ale vremii. Donațiile bibliotecilor lor către biblioteca asta sau către biblioteca Facultății de Teologie.
te uimești ce cultură întreagă era acolo, ce mozaic de adevăruri aveau la îndemână ca să poată gândi cu ele. Nu erau monofazici. Ce greutate aveau faptele acelea în conștiința. Da. E interesant că azi e Ziua Internațională a Cărților pentru Copii și Ziua Autismului. Deci mulți dintre ei cred că erau socotiți de unii autori de cărți pentru copii și foarte mulți erau socotiți niște autiști pentru vremea aceea. Onor copiilor cu autism, că ei săracii n-au cum să se apere, și onor cărților pentru copii. Cine n-are cărți pentru copii nu o să crească niciodată om mare. O să rămână neputincios și frustrat. Ori ei asta ne spun. Ei asta ne spun în poveștile din Reșinar, de exemplu, în familia bratului, de exemplu, era tradiția aceasta. Seara copiii erau crescuți cu povești, cu Ilene Cosânzene, multe scrise, multe nescrise. Adelina Tăslăoanu este alături de Carmen Silva, două autoare, e una dintre marile autoare de povești pentru copii. În limba germană e drept, o parte dintre ele, da. În Ardeal limba germană era limba franca. Fabuloase, deci femeile astea găteau, cosau la altițe, puneau ia la bătaie, că ea era europeană de atunci, nu avea nevoie de aceea, și scriau povești pentru copii. Ce știa oamenii așa în pierdut noi din vedere? Care e fibra care naște un om dacă nu povestea? Ori în fața unui astfel de adevăr nu poți decât să crezi că Goga s-a născut în rai și a plecat în rai. Cam așa. A trecut un pic printre noi și apoi a plecat în rai. Și iată cum s-a creat și legătura aceasta dintre om, divinitate și poezie. Dintre rășinăreanul cu trupul istovit, nu? Și cu ochii tulburi de suferință, la curtea reginei poezia. Părinte, da, eu cred că atât de mult Dumnezeu în poezia aceea, pentru că sunt foarte multe cuvinte adevărate. Cred că noi pierdem acum foarte mult prin vorbe. Nu le mai dăm niciun fel de conținut. Uitați-vă la cum e batjocorită suferința acum. Cum se diluează suferința. A murit și ăla. Da. A ajuns moartea să fie o balivernă. Ori ei respectau lucrurile acestea. Aveau o sobrietate adâncă în ei. M-am gândit într-o zi, așa foarte sincer, m-am dus în biserică și am stat uitându-mă la iconostase. Iconostasele din Rășinari sunt aceleași la care a privit și Goga și Cioran. Iconostasul catedralei. Iconostasul catedralei. Au fost prezenți. Goga și Cioran au fost în fața acestor iconostase. În fața altarelor de la Rășinari au îngenunchiat părinții lor. E bine să știi de unde vii ca să nu uiți încotro te îndrepți. Ori Dumnezeu e pe cale, e acolo, cum zice el, cu umbra între boi. Numai boii nu-și dau seama că Dumnezeu e între ei, dar ceilalți își dau seama tot timpul. E o lectură foarte aspră, că ține poezia acestea. Țin minte, cred că într-a șaptea se făcea pe vremuri sau opta. Dirigita mi-a zis să-ți interzic să comentez ceva la poezia asta. Eram răzmerițit rău de tot astea, dar am conștientizat o dată în plus cât de militantă e opera lui Goga. Să-ți ridici poporul în picioare în momente de greutate și de tensiune, eu cred că este o chestiune legată de iubirea ta față de Dumnezeu. Nu-L poți iubi pe Dumnezeu pe care nu-L vezi, dacă pe aproapele tău pe care îl vezi nu-L iubești. Aici Goga este fundamental. Și slavă Domnului cu el și Cioran și Blaga și toți ceilalți care ne-au crescut copilăria până la urmă. Ardealul are o copilărie frumoasă. Foarte frumoasă. Părinte, a fost o oră plină de învățături, plină de emoții, plină de idei extraordinare pe care de-abia aștept să le punem în practică. Vă mulțumesc cu inima și vă îmbrățișez spiritual în pragul Sfintelor Sărbători. Să aveți parte numai de bine. Și lăsa spiritul dumneavoastră să strălucească permanent peste noi, pentru că avem atât de multă nevoie. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă rog să primiți din partea venerabilei instituții a cărui prodecan sunt, a Facultății de Teologie, o îmbrățișare caldă. Noi nu putem exista unii fără ceilalți. Dumnezeu are nevoie de noi ca inima de plămâni și plămâni de inimă. Vă mulțumesc mult. Îi îmbrățișez pe colegii profesori și profesoare de la Octavian Goga, nu doar pe ei, dar pe ei în mod special astăzi. Și îndrăznesc să le urez gogiștilor să fie minte strălucitor, să nu trădeze spiritul lui Goga de la clasa 0 până la 12.
cu putere multă și să facă din viața lor o poezie continuă. De fapt, poezia lui Goga continuă cu fiecare rând pe care ei îl scriu pe hârtie. Ei nu știu, dar Goga stă în fiecare rând de acolo. Sper să rezistăm cât mai mult. Să rămână. Vă îmbrățișez. O zi liniștită, părinte. Vă mulțumim frumos!